Vlad Plahotniuc a fost mirat de solicitare de extradare. Noi nu știm dacă e vorba de aceleași documente ca cele din SUA sau altele și nici dacă au fost expediate aceste documente în general către autoritățile turcești. Declarația a fost făcută de avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, în cadrul unei misiuni. Putem observa tenda politică pentru că imediat după ce unii actori au declarat că el ar fi în Turcia, imediat s-a acționat. Clientul meu e relaxat deoarece în afară Republicii Moldova justiția este corectă, a subliniat apărătorul fostului lider democrat. Roga că mai spus că Vlad Plahotniuc va colabora cu organele de drept din Turcia. Precizăm că autoritățile de la Chișinău solicită Turciei extradarea fostului lider al PDM, astfel încât politicianul să fie tras la răspundere în Republica Moldova. O asemenea cerere a fost semnată pe 29 septembrie de procurorul general Alexandr Stoianoglu. Amintim că Vlad Plahotniuc a fost anunțat în căutare după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare. Crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocrie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari. În luna iunie 2020, Procuratura Generală a solicitat și autorităților din Statele Unite ale Americii să le extradeze pe Plahotniuc după ce a primit confirmarea aflării acestuia pe teritoriul sua. Procurorul general Alexandru Stoianoglu spunea însă că procedura este destul de problematică. Recent, un portal de știri a scris că pe 28 august 2020 Vlad Plahotniuc ar fi părăsit orașul Miami, SUA, iar președintele partidului nostru Renato Osate a anunțat că ex-democratul s-ar afla în Istanbul, Turcia. În același timp, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu mai multe precizări referitor la căutare și extradarea fostului lider PDM. Într-un comunicat de presă emis de MAI se spune că au fost făcute nenumărate de mersuri pe filiera bilaterală către SUA, România și Turcia, pentru a verifica unele informații recepționate din diferite surse. Astfel, s-a aflat că Plahotniuc a părăsit SUA și a traversat frontiera cu Turcia și România. Biroul Interpol de la Chișinău a expediat încă o scrisoare oficială și așteaptă un răspuns din partea instituțiilor abilitate din Turcia prin care să se comunice dacă Vlad Plahotniuc nu a părăsit această țară? Totodată, reprezentanții MAI spun că pentru a nu împiedica acțiunile de identificare și reținere, a fost necesar ca aceste date să nu apar în spațiul public. Menționăm că scurgerile de informații în presă și declarațiile unor politicieni la acest subiect ar putea afecta grav procedurile de extradare și pune în pericol atragerea la răspunderea persoanelor condamnate care se ascunde în afara țării, se arată în mesajul mai.